Doamnele, ca să înțeleagă și cei care ne privesc dumneavoastră acum, nu vedeți deloc. Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat și de ce astăzi sunteți fără vedere. Din ce cauză nu văd? Din cauza unei bătăi. Am fost bătută și mi-am pierdut vederea. Și astăzi sunt în prezent oarbă. De câți ani? Pe data de 8 martie împlinesc 2 ani de zile, de când nu văd. Ați pierdut total vederea? Da. Dar cum s-a întâmplat? De la ce? De la bătaie. Cine v-a bătut? Concubinul. Câți ani ați locuit cu el? Aproape 4 ani. Și de la ce a început să vă bată el? A avut motivul că am pe cineva la lucru, din cauza că eu lucram smenă după smenă, pentru că să fac bani ca să pot întreține copiii, ca să nu cer bani de la el. Să fiți individuală financiar. Da. Și veneați acasă și vă lua la bătaie. Da. Dar cu ce vă bătea? Cu pumnii, cu picioarele. Atât de violent era? Da. Dar cum se întâmpla asta? Cum el vă bătea? Dumneavoastră veneți acasă și el căuta pretexte și vă lua la bătaie. Sau cum? Cum se întâmpla? Se întâmpla în așa fel că credea că eu am pe altcineva acolo la lucru. Eu făceam smena mea și pe lângă smena mea mai făceam și adăugător smene, care oamenii vroiau să își ia timp liber și eu mă ofeream ca să lucrez, ca să fac un ban în plus pentru spre întreținerea copiilor. Și el vă bătea când era beat sau când era treaz? Mai mult când era beat. Și cum dumneavoastră, nu, veneați acasă de la serviciu și el vă lua la bătaie? Sau cum se întâmpla asta? Cum se întâmpla? Veneam de la serviciu, apoi mă sunau și la el acasă se întâmpla asta, pentru că acasă la mine nu ridica el mâna, nu vocea, nu ridica, dar la dânsul acasă asta el își permitea toate. Dar cât de tare vă bătea? Tare, foarte tare. Care a fost cel mai groaznic moment pe care l-ați trăit lângă el? Credeați că nu mai scăpați cu viață? Atunci când m-am trezit, eram toată udă pe față, când el m-a spălat pe față. Când mă bătea cu pumnii, cu picioarele, și mi-a spus că vreau pentru mine, până afară. El a ieșit, deschis ușa, că era încuiată ușa, nu puteam ieși. A deschis ușa și eu n-am fugit spre poarta care dinspre casă, la viciu, afară, dar am fugit spre poarta de ieșire din ogradă. Atunci chiar m-am gândit că dacă nu plec din ograda de acolo, nu o să mai fiu eu vie. Dar el atât de tare vă bătea că vă lăsa fără cunoștință? El atât de tare mă bătea că până vedea că curge sânge din mine.
Și asta a durat 4 ani. În ultimii... Într-o a treilea an, el a început să fie așa mai violent. Dumneavoastră spuneați că vă bătea cu pumnii, cu picioarele. Unde vă pălea cu pumnii, cu picioarele? A cap. Cu pumnii și cu picioarele la cap mă pălea. Dar de ce nu mergeați la poliție? De ce nu mergeați să povesteați cuiva, să vă plângeți la procuratură, doamna Iulie? Mi-era frică. De ce? El tot timpul îmi spunea că dacă o spun cuiva, o să mă taie și o să mă pui într-un sac și o să mă zvârlă în fundul urechii și nu o să știe nimeni de mine. Și mă temeam că, ba, copiii mei sunt mai multe, sunt singuri acasă, mai ales mai mică, era singură acasă. Și mă temeam pentru dânșes, nu le fac ceva. Copiii sunt din prima căsnicie. Ăsta da. Este al doilea soț al dumneavoastră. Da. Și el atât de multă frică o băgată în dumneavoastră, că dumneavoastră vă lăsați bătută, numai nu mergeați la poliție să-l dați, să scrieți plângeri. Da. Și el atât de mult v-a bătut, că v-a lăsat fără vedere. Da. Vă mai amintiți ziua când ați rămas fără vedere total? Da, mi-aduc aminte, asta a fost pe data de 8 martie, urmă cu 2 ani de zile în urmă, când a venit băietul meu, Andrușa, cel mai mare, acasă și nu l-am mai văzut de atunci. Sunt 2 ani de când nu mai știți cum arată copiii dumneavoastră. Da. Ei sunt cea mai mare bogăție a dumneavoastră. Da. Ce vârste au acum? Andrușa are 19 ani și două luni. Cel mai mic are 14 ani. Anul ăsta, în august, pe 30, o să împlinească 15 ani. Vă mai amintiți ultima dată când i-ați văzut pe copii, chipurile lor? Urmă cu 2 ani. Da, acum când vreți să vedeți cum arată ei, cum vă dați seama cum arată ei? Doar numai cum îi cuprind, cum îi pe chipul, cum stau de vorbă, deci așa pot închipi. Ei vă dau putere, doamna Iulie. Da. Cât e de grea viața asta în întuneric? Foarte. Foarte grea. Ați acceptat-o așa cum este sau nu? Încă nu. Dar există vreo speranță ca dumneavoastră să vă reveniți cât își de puțin în vederea să-și revină 10-20% acum? Mie cine a spus că poate și fac cu timpul, dar eu tot trag speranța că poate ar să nu știu, poate eu... Dar dumneavoastră ați încercat undeva în România să mergeți la o consultație sau în altă țară? Nu, n-am încercat. N-are cine și probabil n-aveți nici posibilități financiare. Da. Eu vreau să vă întreb, unde este bărbatul ăsta care v-a bătut și v-a lăsat fără vedere? Acolo, în sat. El este în libertate? Da. De ce? Pentru că polițiștii mi-au spus să
de culoare rău. Eu mi-a spus că nu am dovezi suficiente și precum că am dat prea târziu la poliție. Și cum un monstru așa să stea în libertate când v-a lăsat fără vedere și ați fost atât de mult bătută de el? Medicii confirmă că dumneavoastră ați rămas fără vedere din cauza bătăilor, din cauza loviturilor. Da. Dar acum este deschis vreun dosar? Ați dat în judecată sau nu? I-am dat, am dus toate documentele acolo la raion și a fost băitul ăsta mai mare, că el le-a dus documentele acolo, el le-a semnat. Și există vreo decizie? A fost vreo ședință pe cazul dumneavoastră sau nu? Și mi-au spus că nu am probe, nu am dovezi suficiente pentru el, pentru că am dat prea târziu. Doamna Ilea, eu totuși cred că dumneavoastră o să vezi să facă dreptate și sper ca bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă vadă de acolo, de sus rugăciunea dumneavoastră, ca măcar cătuși de puțin să vă vedeți copiii, să măcar umbra, măcar lumina să o vedeți. Dumneavoastră acum deloc, nici lumina nu o simțiți, da? Nu. Vă doresc multă sănătate și putere, doamna Ilea. Mulțumesc și dumneavoastră.